Președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut public pe site-ul instituției, după ce acesta ar fi anunțat în cadrul unei ședințe că se retrage de la conducere din motive de sănătate, dar și din cauza noilor reforme. Totodată, el a declarat că decizia sa coincide cu dosarul penal în care este implicat, iar suspiciunile și incertitudinea din jurul acestui caz îi ridică tensiunea și glicemia și nu vrea să se repete situația cu problema de sănătate care a avut-o în luna mai. De asemenea, Duca a mai specificat că și condițiile noilor reforme și experiența sa de manager nu mai este solicitată, pentru că sunt alte așteptări și alte prerogative. Gheorghe Duca are telefonul deconectat, de aceea nu i-am putut solicita mai multe detalii.